Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o ediție specială Marca Valahia TV, prilejuită de un eveniment important pentru mai multe instituții din Giurgiu, dar mai ales pentru toți locuitorii acestui județ. Este vorba despre achiziționarea unei embarcațiuni speciale pentru intervenții pe apă, pe care vor lucra angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Embarcațiunea a fost cumpărată prin intermediul unui proiect al Consiliului Județean Giurgiu, un parteneriat cu bulgarii. Săptămâna trecută, embarcațiunea a trecut cu bine de teste. La evenimentul de lansare a apei a acestei bărci a fost invitată și presa, iar după ce colegii noștri jurnaliști au aflat tot ce doreau să știe despre embarcațiune, cei implicați în acest succes au acceptat să stea de vorbă cu noi mai multă vreme și să ne ofere mai multe detalii pe acest subiect și nu numai. Așadar, în minutele următoare veți putea urmări interviuri cu șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca Giurgiu, colonelul Emil Apostol, cu managerul de proiecte de Spina Oprea și cu administratorul public al județului Giurgiu, Dumitru Beianu. Vom vorbi despre embarcațiune, despre mult dorita șenilată, ce se pare că va ajunge curând la Giurgiu, șenilata fiind un utilaj special pentru intervenții în caz de căderi masive de zăpadă, dar vom vorbi de asemenea și despre alte dotări trecute și viitoare. Vizionare plăcută! Și arătați și pești, domnule președinte, aveți pești? Avem și pești în zona asta. Sunt niște puncte roșii. Arătați și nouă, domnule Edică, din zona asta. Încep să înțeleg că cei care se întâmplă timid după... Puteți încerca un viraj la vapor? Porturile astea. Categoric virează mai repede decât Titanicul. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca Giurgiu, unul dintre cele mai dotate din țară, într-un județ foarte mic, dar iată cu posibilități. Această embarcațiune specială de intervenții pe apă este o dovadă a faptului că ISU Giurgiu este un inspectorat dotat. Aș vrea ca manager de proiect să-mi spuneți cum a pornit totul, cum s-a ajuns aici. Totul a pornit cu foarte multe bune intenții și a pornit și așa dintr-o ambiție pozitivă de a arăta și de a, și nu numai de a arăta, dar și de a ne ridica un pic din locul acela codaș pe care îl înregistrăm mereu noi, județul Giurgiu, la toate clasamentele economice și sociale și de toate felurile. Pot să spun că acum, după 4 ani aproape de când am început implementările acestor proiecte, împreună cu am început noi Consiliul, la asta mă refer, Consiliul Județean, ne situăm și noi în sfârșit pe un clasament fruntaș și, anume acela de grad de absorpție al fondurilor europene pe programul transfrontalier România-Bulgaria 2007-2013. Acest proiect de care facem vorbire acum, și anume acțiuni comune pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și poluări accidentale ale apei, face parte din acest program cu finanțare europeană. Este în valoare de 4,7 milioane de euro, din care partea română a beneficiat de 3,5 milioane de euro. Partener în acest proiect este Directoratul General de Pompieri și Protecție Civilă din Ruse și implementarea lui a început în 27 iulie 2011 și se va termina pe 27 ianuarie 2014. În cadrul acestui proiect am achiziționat echipamente foarte folositoare pentru Inspectoratul General de Urgență și de asemenea am efectuat multe instruiri și întâlniri și exerciții comune cu partenerii noștri bulgari.
cam așa a pornit totul, a pornit și dintr-o bună cooperare pe care o avem cu partenerii bulgari de peste graniță. Și dânșii au fost la fel de entuziaști și am avut o colaborare excelentă. Cu toate că atât la ei cât și la noi s-au produs multe modificări în timpul implementării proiectului. La noi este vorba de schimbarea conducerii Consiliului Județean, iar la ei este vorba despre faptul că structura de protecție civilă cu care am început acest parteneriat, între timp s-a unificat cu pompierii și au format o singură direcție. Au fost multe probleme pe care le-am întâmpinat în această implementare, pe toate le-am depășit cu succes și așteptăm să depășim și ultimele obstacole pe care le mai avem un pic până la terminarea proiectului. Până să îmi spună domnul colonel Emil Apostol despre importanța acestei embarcațiuni și a proiectului în general, aș vrea să îmi spuneți dumneavoastră, acum administrator public al județului, în 2011 președinte al Consiliului Județean, cum de v-ați îndreptat atenția și asupra acestui domeniu? Pentru că, din câte știu, în alte județe nu prea se întâmplă ca administrația județeană să-și arunce ochiul asupra inspectoratelor pentru situații de urgență. Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria are trei axe și una dintre ele oferea fonduri consistente pentru acest domeniu, altfel extrem de important în viața unei comunități. Dar trebuie să recunosc că dacă același program sau altul similar ar fi oferit fonduri consistente pentru sistemul de sănătate publică, de exemplu, aș fi fost într-un mare impas și mi-ar fi fost mult mai greu să aleg una dintre prioritățile de un asemenea nivel. Dar în situația conjuncturală de care am vorbit și cu aportul și forța de convingere extraordinară a domnului comandant Apostol, am zis că din ultimii, cum spunea doamna Oprea, nu e deloc greu să ajungem primii. Mai avem de parcurs o etapă, am specificat și e foarte important că dotarea inspectoratul a început din timpul celui de-al doilea mandat al domnului Boiangiu. El continuă și acum în mandatul domnului Mustățea, că în această succesiune de evenimente în mandatul 2008-2012 s-au absorbit sume foarte mari, nesperate aproape pentru județul Giurgiu, este un fapt pentru care trebuie să primească mulțumiri în primul rând colegii din executiv care au lucrat cu sârg, care au avut o rată de succes de 100% pe proiectele depuse și care, cu experiența dobândită, sunt convins că vor continua și în perioada următoare cu aceleași succese pe linie. Domnule colonel Emil Apostol, am auzit pe cineva spunând aici la un moment dat, v-ați văzut visul cu ochii. Ce înseamnă această embarcațiune pentru ISU Giurgiu? De ce era nevoie de ea? Era nevoie pentru că noi nu aveam capabilități de intervenție pe teren. Sau ce aveam noi erau niște bărci traumatice de 10 persoane care se pretează intervenție pe lacurile interioare, pe râurile interioare, dar e destul de riscantă intervenția pe ele pe teren. Și aveam nevoie de o bază de plecare, o bază navală, să spunem așa, de unde putem gestiona mult mai bine și era cumva rușinos, spun eu, pentru Giurgiu. Așa cum era rușinos, așa am perceput eu personal când am venit la Giurgiu Plant acum 2 ani jumate, ca jumătate din județul Giurgiu să fie asigurat de alte inspectorate pentru situații de urgență, pentru că ISU Giurgiu nu avea repartiția teritorială necesară ca să putem face o intervenție oportună, pentru că noi trebuie să asigurăm același nivel de securitate oamenilor, indiferent că sunt într-un sat mai izolat sau indiferent că sunt într-un oraș. Și mi-aduc aminte și fac o mică paranteză că am avut o discuție cu domnul președinte chiar la început, atunci era în septembrie sau în octombrie, și discutam despre aceste posibilități de a construi posibilități de pompieri și ne gândeam cum să facem și ce n-am spus. Nu prea v-am crezut, recunosc că era unul ăla. Și în afară de asta, îi spuneam domnul președinte la vremea aia că ne trebuie un vehicul care să poată, și vom vorbi de el mai încolo, care să poată ajunge în orice punct, în orice condiție de vreme și va fi auto specială de intervenție, capacitate de trecere mărită sau celebra și nivată, cum o știe vă. Era rușinos că Giurgiu nu avea nimic, fiind oraș port la Dunăre, nu avea
niciun mijloc de intervenție pe apă, la mal. Era cumva nepotrivit, poate prea mult, era nepotrivit că nu pentru scafand, intervenția scafandilor, și am avut din nefericire despre situații. A fost nevoie de multe ori să apelăm la Inspectoratul General și să vină colegii scafandri de la grupul special de salvatori din București. Acum, prin acest proiect, avem iată această minunăție de ambarcațiune făcută de bani puțin și cu rezultate și cu de bune. O să avem 5 scafandri care sunt pregătiți și sunt în curs de pregătire la Constanța, cu echipamentele speciale de scufundare și pasivuri, că sunt echipamente complexe și nu sunt. Și echipamentele au fost cumpărate în cadrul acestui proiect? Da. Deci, inclusiv pregătirea scafandului, inclusiv echipamentele de scufundare, da? Ele sunt prinse în acest proiect. Și mai avem celelalte mijloace, ca să spun ce spunea doamna de Spina. Colegilor bulgari, prietenul nostru bulgari, a fost foarte greu, pentru că proiectul la ei a fost implementat de Direcția de Pompieri și Protecție Civilă. Noi am avut, mă rog, prin Consiliul Județean. Și toată munca aceea titanică a fost făcută de Consiliul Județean. Și a fost făcută de oamenii deosebiți și excepționali pe care are Consiliul Județean. Deci nu știu dacă toată lumea conștientizează, cum zicea domnul președinte, să ai o rată de succes de 100% la proiecte europene. Proiecte europene înseamnă că ai o echipă de succes. Asta de succes trebuie folosită la capacitate maximă. Dacă ai niște jucători de mare valoare, e bine să-i faci teren și să-i folosești. De toate domenii, că nu se scrie proiectul doar pe situații de urgență, și pe mod de astfel pe care se pot accesa proiectul european. Legat de acest proiect, partea bulgară ce a primit? Partea bulgară, de asemenea, a avut o parte de dotare cu echipamente și o parte mai soft de aplicații informatice. Cum de altfel este structurată și partea noastră. Pe partea de echipamente, partea bulgară a cumpărat o barcă de intervenție care este un pic diferită din punct de vedere tehnic, se pliază mai mult la necesitățile pe care ei le au. Ruse fiind un oraș destul de mare în Bulgaria, el este mai bine dotat din punct de vedere tehnic decât Isu Giurgiu, și așa că ei au mers un pic la o altă clasă în domeniul ăsta. Iar pe echipament de intervenție pe uscat au cumpărat o mașină 4 anotimpuri, capabilă să intervină în situații extreme de zăpezi, dar și inundații și dezăpeziri, are posibilitate de montare de freză. Iar în partea soft avem o aplicație informatică GIS, care funcționează atât ca să rezolve nevoile pentru Inspectoratul de Urgență din Giurgiu, dar și pentru pompierii din Ruse, dar are și o parte comună, adică în această parte comună noi putem să fim informați în timp real despre un eveniment care apare la un moment dat pe una dintre părți și să fim informați cu privire la toate mijloacele de intervenție, mașini, locație și în felul ăsta să fim pregătiți reciproc dacă e cazul ca evenimentul să devină unul care ar pune în pericol, de exemplu, și cealaltă parte, sau pur și simplu dacă e nevoie de ajutor reciproc. În diverse ocazii am auzit spunându-se că nu prea există de-a lungul Dunării o relație atât de strânsă cum este între Giurgiu și Ruse, chiar și pe domeniul situațiilor de urgență. V-am auzit spunând acum despre Șenilată. De ani de zile tot aud vorbindu-se despre Șenilată. A fost numită chiar SF. Iată că nu este SF, înțeleg că va ajunge. Și ea, domnul Beianu, știe mai multe despre acest subiect. De ce Șenilată la Giurgiu? Pentru că am avut în 2011-2012 o iarnă cum, înțeleg că n-a mai fost de mult, de zeci de ani, cu zăpezi foarte mari, dar și cu viscol, și ne-a creat serioase probleme și nouă, ca instituțiile implicată în coordonarea activității de dezăpezire, dar și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. A fost perioada în care a vorbit cu domnul Apostol mai mult noaptea decât ziua,
despre fel de fel de probleme grave ale unor persoane, ale unor comunități izolate. Și cu toate eforturile noastre am constatat că suntem dotați insuficient și că ne trebuie de acum încolo, dacă n-am avut la momentul respectiv, un autovehicul cu șenile obligatoriu care să poată traversa orice nămeț, să se poată orienta și ghida după instrumente, nu după repere din afară, și astfel încât să ajungem la orice persoană izolată în sezoane reci, cu precipitații abundente și cu intensificări mari de vânt. De aici ideea achiziționării acestui utilaj. Inițial, eu am insistat pentru un utilaj mult mai mare, cu două compartimente. Era într-adevăr mai scump, trebuia ca instituția consultanță să mai aloce o sumă de aproape 100.000 de euro, sumă neeligibilă pe care să o plătească din bugetul propriu. Ulterior s-a renunțat la această variantă. Înțeleg că se achiziționează un utilaj mai mic ca dimensiune, dar la fel de performant, și este un început. Probabil, în urma unor consultări și a unor recomandări din partea inspectoratului, în următoarea sesiune, pe următoarele proiecte, va trebui să achiziționăm mai multe asemenea utilaje, pentru că județul Giurgiu este mic, dar pentru a ajunge în timp util în orice colț, este nevoie de o repartizare uniformă a teritoriului pe raza de acțiune a acestor utilaje speciale. Promitem presei din Giurgiu că o să invităm la o plimbare cum vine utilajul și cum vine iarna. Câteva detalii tehnice despre proiect. E tot proiect european în parteneriat cu bulgarii, acesta cu șenilata? Deci, proiectul constă așa, are trei părți distincte, să zic. O parte este această dotare cu echipamente, în care se achiziționează autovehicolul cu șenile, barca de intervenție, motogenerator, pompă, un centru mobil de intervenție și monitorizare. Are o parte de avertizare-alarmare, care constă într-o dotare cu sirene în 17 locații, dintre care 4 sunt în Giurgiu, iar restul pe localitățile riverane Dunării și expuse pericolului la inundații. Da, este vorba de sirene electronice de ultimă generație care vor fi declanșate automat, capabile să redea mesaje preînregistrate, să fie acționate de la distanță și să aibă o acționare unitară și să poată fi monitorizate tot așa la nivel unitar. Și o parte software, care constă într-o aplicație informatică GIS, foarte utilă, zic eu, Inspectoratului General, pentru care s-a făcut o analiză amănunțită și în care dânsii vor avea posibilitatea să-și monitorizeze și să-și managerieze toate resursele, începând de la resursele pe care le dețin în tot județul, până la tot ceea ce înseamnă adăposturi, riscuri, de asemenea să facă modelări de situații extreme, în funcție de nivelul și debitul apei. Și această aplicație are de asemenea o parte comună cu partea bulgară, prin care vom fi avertizați reciproc asupra riscurilor care apar la un moment dat. Vreau să-mi spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte despre importanța șenilatei, dar aș vrea, mi-am adus aminte de Centrul Transfrontalier de Comandă. Presupun că este pe alt proiect făcut, dar tot în parteneriat cu bulgarii. Centrul Transfrontalier de Comandă și Comanda Intervenției în regiunea Giurgiu-Buzău este funcțional în momentul de față. Cea mai importantă funcționalitatea lui este că acolo se află creierul unității, ca să zic așa, este un stat major. Este vorba de centru operațional de țară, care are dotări de ultimă generație, de la dotare cu mijloace IT până la tot ce vreți ca să ne sprijine în desfășurarea activităților. O mare realizare este că acolo funcționează și specialul integrat pentru situații de urgență și ambulanță, deci avem lucrăm și noi în rândul lumii, ca să zic așa, ne aliniem și la alte județe, mai sunt încă județe care nu au implementat acest sistem, dar era necesar ca și Giurgiu să pună la un loc salvatorii, și pe cei de la ambulanță, și pe cei de la pompieri, pe aici, și pe cei de la SMO, și tot acolo funcționează niște condiții deosebite. Are un fel de ședințe, semn care să pot aduna, deci el are o funcționalitate de zi cu zi în situații de normalitate, pentru că nu poți lucra într-o situație excepțională decât dacă te antrenezi de zi într-o situație normală.
și are o capacitate de a aduce la un loc toți factorii de decizie și a asigura suportul tehnic necesar pe situații de urgență, pe diferite tipuri de risc, pe cutremur, pe inundații, acolo se pot, pe incendii, de pădure sau orice alte situații de urgență, alunecări de teren și așa mai departe, acolo se adună grupul de suport tehnic, se adună specialiștii pe tipuri de risc. Fiecare are un mijloc IT, are mijloace de comunicație, deci e totul făcut pe modelul NATO, dacă vreți, în care toți oamenii se adună și de acolo coordonează, având informații, primind informații tot timpul. Referitor la Șenilată, a fost într-adevăr au fost niște discuții, domnul președinte știe că nu, eu de felul meu nu mă las așa ușor, și nu m-am lăsat pentru că trebuia pentru situație. Noi nu ne luptăm, eu nu am de ce să mă laud că Iisus Giurgiu are sau nu dotare, deci dotarea asta nu e făcută pentru a ridica cuiva cota sau nu. Dotarea asta e făcută pentru oameni. Și primul, acest mijloc era necesar și eu și domnul președinte Beanu, trecând prin acea iarnă care ne-a împrietenit, ca să zic așa, foarte tare, pentru că așa s-a întâmplat și am fost trei oameni atunci care, dincolo de presă, dincolo de media, zi de zi, ceas am stat și am colaborat ca să salvăm oameni și am vorbit și cu domnul președinte Beanu și cu domnul prefect la vremea aceea, Robert Pistoi, care am depus un respect pentru tot ce am făcut atunci împreună. Noi am trecut război și trecând prin război, Giurgiu a fost în război. Noi am înțeles ce trebuie și ne-am dat seama că este absolut necesar. Și ne-am luptat ca să-l avem. Nu l-am avut cum l-am dorit inițial, am căutat o soluție de compromis, am găsit-o, s-a tăiat, iar am băgat-o, iar s-a tăiat, iar am băgat-o. Nu vă potoriți, nu ne potorim, până la urmă, iată că reușim să o avem. Este meritul Consiliului Județean pentru tot ce face, că toată lumea trebuie să înțeleagă că se face pentru oameni, toată această lucrare. Și exact cum spunea domnul președinte, este meritul domnului președinte Boandiu, este meritul domnului președinte Beanu, este domnul președinte Mustățea și trebuie să ținem această tradiție a Consiliului Județean și eu mă voi ocupa personal ca să dotez în continuare Inspectoratul pentru Situații de Urgență să ne ajute ca noi să putem ajuta. De fapt, asta este esența și pot spune că sprijin există, înțelegere există. Giurgiu este în top, am spus-o și repet, în domeniul gestionării situațiilor de urgență, este în top la nivel național. Am avut inspectoratul general, ne laudă foarte tare, am avut vizita inspectorilor general din toate, inspectorul șef din toate județele țării. Ceea ce a fost o acțiune extrem de importantă, a fost dincolo de ochii presei, dar au fost 42 de inspectori șefi din România care au venit în Giurgiu și au fost duși la Mihăilești, la Sudivaș și la Politindian și mi s-a explicat de față ce se poate face într-un județ sărac în România, unde există colaborare între autoritățile locale, între ISU, unde oamenii își propun să facă ceva și realizează bani puțin, cu multă luptă și implicarea tuturor. Ce face, face pentru oameni. Nu e vorba de nimic așa. Dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență a început, din câte mi-amintesc eu, cu niște auto speciale și a fost și o macara achiziționată. Achiziționată, deja funcționează, am văzut-o la lucru în diverse... Da, domnul Beanu, spuneți-mi mai mult despre primele proiecte pentru ISU. Aproape le-am pierdut șirul. Cel pe regiune, care a fost semnat de domnul Boiangiu, presupune achiziționarea 8 sau 9 autospeciale, da? După care a venit acest al doilea EMS cu centrul de comandă și după aceea încă două cu EOCS și acesta James, da? Cu dotările însemnând și autospeciale și am fost un proiect mic prin care am achiziționat o ambulanță GIS, o ambulanță și o mașină de descarcerare. Inițial, da. Da, a fost, acela a fost primul, dacă, da. Deci au fost o serie de proiecte care s-au întins. Este centrul acela chimic, CBRN, de chimic, bacteriologic. Da, da, da. Pe OCS avem un laborator microbiologic, iarăși unic în România. Ca să fragmentăm un pic nivelul acesta al abordării pozitive. Cred că
gândindu-ne la viitor, am ridicat un pic prea mult ștacheta în ceea ce privește dotările cu sisteme informatice de ultimă generație pe toate proiectele, gândind că vor veni, pe măsură ce utilizăm aceste echipamente, vor veni vremuri când ele vor fi indispensabile. Nu că nici acum nu ar fi necesare, dar reprezintă, repet, ultima generație și înțeleg de la colegii mei că din Consiliul Județean că ridică anumite probleme administrarilor pentru că nu sunt oameni suficienți care să răspundă tuturor solicitărilor. Deci învățăm eventual și din asemenea situații care trebuie să fie interpretate strict în folosul proiectului respectiv, dar cel mai important lucru este că de la nivelul inspectoratului, prin intermediul Consiliului Județean, aș lăuda acești primari, pentru că v-am și întrerupt când a venit domnul apostol să-mi spună de aceste stații în județ, am fost destul de reticent. Eram dispus să implicăm Consiliul Județean, că știam că se pot face proiecte pe bani europeni, dar acești primari au făcut pe buget propriu în mare parte niște substații foarte moderne, pe care noi doar le-am dotat cu autospeciale. Este cazul Bolintin Deal, Roata, Greaca, Mihăilești, Colibaș, acum sunt în lucru Izvoarele și Călugăreni și în mare este acoperit județul, astfel că în timpii de răspuns, de intervenție să fie foarte scurți, pentru că și asta a contat într-o foarte mică parte, făcând armata la pompieri știu ce înseamnă un minut întârziere la când intervii la un incendiu. Dar lucrurile sunt pe un făgaș bun. Trecutul deja contează mai puțin. Important este că există aceeași bună colaborare. Singura noastră problemă, dacă ar fi să fac eu o identificare acum pe moment, ar fi să fie avansat domnul apostol la vreo structură națională și să rămânem fără dumnealui în această echipă. Altfel lucrurile merg pe calea bună și rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. Îmi place foarte tare la Ciuciu. Am avut ocazia să pun în practică așa o parte din gândurile mele. Am identificat repede când am venit la Giurgiu problemele din punct de vedere operațional pe care le are județul și sunt înregistrat la prima conferință de presă în care spuneam că trebuie structuri dezvoltate. Zâmbesc acum când aduc aminte ce spunea Dumnezeu Bașa apropo de primari și zicea ce le-ai făcut, cum ți-au făcut atâtea sedii, cum faci tu și nimeni nu face. Simplu. Aducându-l pe primar lângă tine, luându-l drept partener și tratându-l în mod egal cu respectul cuvenit, explicându-i de ce este necesar acolo să fie o structură pentru situații de urgență, cu din sărăcia fiecăruia, fondurile puține pe care le au îndreptat pentru situații de urgență și vreau să vă zic că am satisfacții deosebite. Primarul Părinte de la Bonifindeal, care și Pietru Moș, fost un nou coleg de liceu, ne-am întâlnit după 20 de ani, nici nu mai cunoșteam, mi-a spus, domnule, am avut incendiu în centru, au un magazin mai mare acolo, la acoperiș, zice, băieții 5 minute erau pe casă. Și era atât de mândru de chestia asta, că n-au pompieri într-o oră din acoperiș. La Colibaș am vorbit cu domnul primar Stoica și spunea că a avut o persoană care s-a curizat agricolă să lucrează foarte multe solarii și a dat foc la niște resturi de vegetație uscată și s-a intoxicat ușor. În loc să iasă din solar, s-a dus pe partea închisă. A sunat la 112 și povestea domnul primar că erau oameni iubiți, că n-a apucat să închidă telefonul și să închidă apelul și ambulanța smurt a noastră era la poartă. Deci a durat 2-3 minute până să. Noi ne dorim foarte tare să putem interveni rapid, pentru că daunele sunt mult mai mici. Privirea la Macaraua, de care spuneați, este unică și această embarcațiune este unică. Mai este ceva la Turcia, similar o embarcațiune pe care o are GSU, dar pe parte de scafandă și parte medicală va fi unică și prima vreodată pentru smurt. Prin șefii mei am transmis domnului doctor și domnului ministru Arafat ce vrem să facem. A zis, bine, bine, extraordinar, dar ce e la Timaran? Și am trimis niște înregistrări cu o platformă ca aceasta cu Timaran și am înțeles despre ce e vorba. Și cu siguranță când vremea va permite și va fi făcută recepția și inscripționată ambarcațiunea, va veni și plusul. Privirea la Macara este unica în IGSU și pe sudul României poate acționa oriunde. Am avut niște mici probleme pe care le rezolvăm acum vis-a-vis de faptul că bugetul proiectului la vremea respectivă, noi ne-am dorit foarte mult, dacă se poate, dar bugetele sunt limitate.
fiind un echipament foarte complex, n-a permis și intrarea șufelor și sistemelor de prindere necesare. Deci acum l-am primit cu domnul primar Barbu și o să ne ia după 2000 de euro șufe pentru vamă și să am avut probleme deosebite. Am făcut o solicitare și la Consiliul Județean să vedem dacă găsim, dacă nu o să găsim o sponsorizare și chiar am discutat tot la cel care a livrat macaraua de la urma respectivă, cum ne cum i-a convins să ne ia cealaltă parte de șufe care ne trebuia și o să fim ea operațional și acum este operațional, dar o să fim operațional în câteva minute. Când avem o problemă cu fir, este problema trecerii frontiere este foarte importantă, știți că am avut foarte mult de aia și plecat pentru scrierea proiectului pentru această macara foarte puternică de 60 de tone, pentru că am avut trafic blocat, mama blocată de foarte multe ori și frontierului răsturnat și noi am pregătit oameni, sunt pregătiți de inspectoratul JAM, de acordă cu sprijin, ei sunt calificați, au toate calificările necesare. Mai avem doar câteva minute, de aceea vreau să vă întreb ce i-ar mai trebui inspectoratului ca totul să fie perfect. Deja discutăm cu prietenii ăștia la Consiliul Județean, am pus creionatul mare în garaj, avem foarte multe mijloace tehnice deja, avem probleme venindu-ne foarte multă tehnică nouă, avem probleme în a le adăposti pe timp de iarnă. O să fie un garaj foarte mare, o să aibă un atelier de reparații cu elevator și cu tot ce trebuie în timpul sau în interiorul acelui garaj. În afară de asta, o să fie un probabil, deci ele sunt deocamdată creionate, o să fie un centru mobil de asistență tehnică, la fel, care se poate să acționeze pentru diverse reparații pe teren. Vrem să facem un centru de pregătire, o să-l facem oglindă cu colegii bulgari, să vedem un centru de pregătire pentru pompieri cu tot felul de clădiri în care să facem incendii, să le dăm foc și subterane și toate, tot ce ne duce nouă prin cap, să ne chinim oamenii, ca să zic așa, prin ghilimele de rigoare, în așa fel încât să fie foarte bine pregătiți, ca să poată acționa în situații rare. Am remarcat că l-ați întrebat pe domnul comandant formula de succes cu primarii, dar nu l-ați întrebat pe domnul președinte formula de succes cu proiectele. Și m-am gândit că să fac o dezvăluire, să vă spun. Deci este similară cu cea pe care a aplicat-o domnul comandant și anume o foarte mare apropiere față de oameni. Deci pot să vă spun că aveam ședințe săptămânale cu întreg aparatul propriu, în care fiecare expunea ideile de proiecte, le studiam împreună și lucram ca și colegi. Deci, dacă m-am gândit că e similară forma de succes, da. Felicitări tuturor, succes în continuare și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți la emisiunea noastră sau să venim în embarcațiunea dumneavoastră.